Lucrările la două unități de învățământ din comuna Roseți au fost finalizate, urmând ca până luna octombrie să se încheie și reabilitarea celei de-a treia școli din localitate. Primarul localității, Nicolae Râșnoveanu, ne-a vorbit despre lucrările efectuate în prezent, dar și despre stadiul în care se află proiectul de branșare al comunei la rețeaua de gaz, forarea puțurilor de adâncime și branșarea la utilități a noului cartier pentru tineri. Ce proiecte aveți în derulare în momentul de față la nivelul localității? Păi, în primul rând, după cum știți, deja s-a rezolvat problema a două din școli, vorbind de proiectul modernizare școli și reabilitare. Două școli sunt aproape de finisaj, în maxim două săptămâni de zile sper că să recepționează. Eu deja am nominalizat comisia de am dat dispoziție întocmirea comisiei de evaluare a materialelor rezultate urma execuției, că sunt recuperate materiale din metal și materiale lemnos. Materialul lemnos o să-l folosim pentru că e putrede. După cum știi, școlile astea au 140 de ani. Și materialul lemnos, care este mai bun, îl băgăm la foc, deci îl tăiem și îl băgăm la foc. Am văzut că la șosea se lucrează la acoperișul școlii, chiar când... Nu, s-a demolat. E vorba de școala pe plus 1, unde am spus să dea zor, în așa fel încât școala asta să fie rezolvată până la începutul anului școlar. Celelalte două sunt rezolvate, deci ne apropiem de... Dar eu nu vă ascund că trebuie efort ca să ne încadrăm în termen. În momentul de față nu s-a stabilit cu exactitate dacă în septembrie vor fi deschise școlile sau nu. Voiam să vă întreb, știu că aveți foarte mulți copii la nivelul comunei. Da, ați 800. Ați primit solicitări pentru dispozitive online să-și poată derula cursurile? Da, și am făcut tot ce este posibil pentru chestia asta. E nevoie de mai mult, ne mobilizăm și încercăm să sprijinim cu ce trebuie, ca procesul de învățământ să desfășoare cât de cât normal. În afară de proiectele la școli, ce alte proiecte mai aveți în momentul de față? Păi am terminat, am definitivat problema cu modernizarea străzilor, e vorba de 9 km și 800, am terminat și pe asta. Deci puteți spune că în momentul de față 100% din trama stradală este... Nu 100%, dar mi-au rămas mici bretele, care și astea vor fi rezolvate. Apoi, pe urmă, mai sunt câteva tronsoane din primele străzi asfaltate de către noi și care mai dau semne de oboseală și trebuie neapărat frezate și depus un strat de bitum peste ele. Asta e inerentă, lucrare care trebuie făcută. Eu știu, la o perioadă de ani trebuie refăcută, cât de cât. Da, dar vorba aceea, cheltuielile sunt minime. Da. Avem în vedere și acest lucru pentru viitor și deja le aveam scrise în planul de investiții, sunt incluse și aceste lucrări pe anul ăsta. Dar vedem, în funcția de disponibilitățile financiare, o să reușim să facem parte și în aceste lucrări. Primul rând trebuie și documentația tehnică, pentru că legislația noastră este așa cum este și normal. Doriți să forați puțuri de adâncime? Și... Sunt deja unul este executat. Astăzi se tubează. El s-a executat la o adâncime de 86 de metri. Deja a venit experții și a verificat cantitatea de apă pe care o captează. Rămâne ca ei să ne dea informația și să echipăm puțul cu o pompă care să nu antreneze nisip și să ne creeze probleme mai târziu. Și urmează al doilea puț, după care o să urmeze execuția la bazinul de captare de 315 metri cubi, cu grup de pompare, cu sistem de clorinare gazos, ultraviolete și așa mai departe. Ce se discută în unele cercuri, se discută prostii. Deci, ce sunt acele defecțiuni care au loc pe rețea, sunt inerente. Alea se întâmplă oricui și oricând.
Noi o să ne dotăm și cu vitanjă într-o asta specială până la sfârșitul anului, sper, că o să avem banii necesari și ca să putem interveni, pentru că în orice sistem dintr-o asta trebuie să ai măcar o spălare anuală, atât la rețeaua de canalizare, cât și la rețeaua de apă. De ce să nu fim... Deci da. De acolo veți furniza apă potabilă către populație. Da, bineînțeles. Și culmea, prin acest grup de pompare, realizăm presiunea normală în rețea. Indiferent de ce anotimp. Aveați și probleme vara? Da. Vara pentru că se irigau. Deci pe timp de iarnă, capacitatea de pompare e la jumătate. Și e suficientă pentru toată... pentru toți cetățenii. Trebuie să irigă, asta e toată treaba. Prețul apei permite acest lucru. Dacă am vorbit despre școli, despre străzi, despre apă, știu că aveți în plan aducerea rețelei de gaz în localitate. Da, uitați, am o adresă. Înființarea sistemului de distribuție de gaz în localitatea Rostocului, în conformitate cu prevederile articolului 4 aliniat 1 litera A, din legea 50 privind autorizarea lucrurilor de construcții republicată cu modificările completările ulterioare, vă rugăm să comunicați avizul noastră în termen de 5 zile la data registrării pe care noi o înaintăm. Să înțeleg că este în stadiu de avizare în momentul de... Bineînțeles, da. Și de execuție a SF-ului. Deci, noi ne vedem de treabă, știm ce avem de făcut, de-aia ne-a ales oamenii aici. Noi știm ce trebuie să facem. Credeți că până la finele anului veți putea demara acest proiect? Nu, Doamne ferește. Nici n-am spus chestia asta, nu? Nu vă întreb. Nu, nu. Nu se poate. Și mai sunt două proiecte care sunt în derul tot așa, în fază de SF. Este vorba de modernizarea rețelei de iluna public printr-un proiect pe mediu. Și totodată am demarat și un SF pentru... extindere distribuției energiei electrică. Nu știu dacă știți, la nivel de comun avem o problemă, deci toate transformatoarele sunt capacitate la maxim, iar pentru zona, pentru planul de lotizare, unde noi vom atribui locuri de casă tinerilor căsătoriți, acolo în vorba de 246 de locuri de casă, trebuie neapărat să executăm, să impune montarea unui nou transformator în zonă. Dar acest transformator să mai preia puțin și din trama stradală din consumatorii de la transformatorul din centru și ăla din deal. Pentru că să ușureze aceste două transformatoare, plus să asigure inclusiv la capacitate și iluminatul public în zonă. Pentru că și acolo vom băga ilumina publică. Până în toamnă o să reușim să facem în acea zonă și măcar o arteră de o rețea de apă, în așa fel ca acolo, când vom da locuri de casă, să aibă cu tinerii toate cele trei utilități necesare la început, adică străzile sunt deja rezolvate, sunt asfaltate, rețeaua de apă s-ar putea ca până în toamnă să o rezolvăm noi cu regie proprie, și rețeaua de distribuție energie electrică pe care așteptăm din partea IRE-ului să ne rezolve problema. Câte loturi de casă sunt în acea zonă? Și 246. Și următorul lot urmează a fi dat când? Păi noi sperăm ca după alegeri imediat să ne apucăm de treabă. Deci să fac măcar cele două utilități să le execut. Vedeți dumneavoastră, dacă eu dau acolo locuri de casă și nu există energie electrică, e dezastru. Nu pot construi. Pe. Aveți solicitări în momentul de față? Avem solicitări și multe. Tineretul de la noi se duce, lucrează și în străinătate, agonisesc niște bănuți și vor să-și facă case, nu altceva. Pentru că o familie întemeiată, dacă nu ai și acoperiș deasupra capului, parcă... Dacă școlile vor fi gata în curând sau cel puțin până la să sperăm începerea noului an. Normal, până în octombrie ar trebui să fie gata.
E problema și s-ar putea aștept în partea constructorului să vină să facă presiune asupra noastră și într-adevăr și trebuie ca să, pentru că ei au avut o perioadă de timp când au stagnat atunci cu epidemia. Cu starea de urgență? Și, da, cu starea de urgență și în condițiile astea s-ar putea să ne solicite un termen în plus și în sensul ăsta ne-a venit chiar de la guvern, ne-a venit o adresă prin care îi se cere de-abia acum 2 zile, 3 zile ca să reîncepem lucrările. Noi n-am prea staționat, dar nici nu ne-am hazardat, că dacă ne hazardam și lucram la capacitate, aveam probleme. Adică erau prea mulți oameni pe șantier și mă gândeam să nu fie, să nu dăm de necaz. Ați rezolvat problema cu sala de sport? Știu că... CNI-ul, e problema CNI-ului. Acolo așteptăm. Știu că au urcat toate datele în SEAD. Urmează să fie... Deci sunt problemele CNI-ului. Noi am făcut tot ce a depins de noi, am rezolvat. Dacă mai e nevoie să mai intervenim, eu știu, cu niște avize, cu nu știu ce, facem tot ce trebuie. Eu am spus-o întotdeauna. Mi-aș dori din tot sufletul ca toate lucrările de investiții ce se derulează la nivel de țară să le execute prin CNI. Ați înțeles? În felul ăsta scapă toată lumea, scapă de acel... de acea problemă cu suspiciunea. Și cu asta s-a terminat. Dacă acestea sunt proiectele în derulare, la ce vă gândiți? Ce proiecte mai vizați până acum? Păi v-am spus de tot ce vorba. Sunt gazele. Este cum e acest proiect pentru iluminat public, modernizare. E iluminatul, e distribuția energiei în planul de lotizare, acolo unde dăm pentru tinerii căsătoriți. E rețeaua de apă care trebuie să o facem și acolo, să o executăm. Sunt destule care trebuie să făcute. La un moment dat discutam despre o centrală fotovoltaică. Exact, în așa fel încât, și să știți că e unul din proiectele pe care le-am considerat necesare, iar în strategia de dezvoltare a localității e cuprins acest lucru. Bine, în strategia de dezvoltare e cuprins acest lucru și ca fenomen faptul că, și datorită faptului că noi, unul din obiective este realizarea parcului industrial pe care vrem să-l facem și acolo avem destinat în prima fază o suprafață de 36 de hectare. Deci acolo în zonă vrem să executăm și această centrală fotovoltaică în așa fel încât să avem să fim independent din punct de vedere al furnizării energiei necesare pentru tot ce este public, consum public. Adică iluminat, grădiniță, școală, primărie, iluminat public, consumul de energie să fie zero. Și în felul ăsta ne menținem și prețul la apă. Care, după mine, e unul din cele mai mici prețuri. E vorba de 2,50 lei pe metru cub. În momentul de față asta este prețul la nivelul localității. Da. Canalizarea funcționează, stația de epurare funcționează. La ora actuală nu e decât un singur modul și ăla intermitent pentru că totul este automatizat acolo. Pentru că nu funcționează școala. Dacă funcționa școala, mergeam cu modul la capacitate. Urmează să dăm și la al doilea modul. Intrăm și cu extinderea rețelei de canalizare totodată cu proiectul ăsta de modernizare rețea de apă. Intrăm și cu această lucrare. De fapt, ea face parte dintr-un proiect. În luna august organizați acel eveniment, Zilele Comunei Roseți. Anul acesta... Nu cred că se mai poate realiza acest eveniment pentru faptul că e acest necaz. Și nu poți, că o să fie foarte mulți cetățeni acolo, vor fi peste 2000 și nu poți să menții distanța socială între ei de 1,5 metri sau... Da, și... Deci anul acesta, până la noi măsuri de relaxare... Sigur că da. Sunt anulate evenimentele culturale. Da, cred că peste tot se întâmplă treaba asta.